Pacea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin? Așa-i. Haideți să ne ridicăm, care putem ne ridicăm și cu toată inima îl lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici, ridică mâini curate spre cer, tronul de mărire e în fața ta, slava se pogoară din cer. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici, ridică mâini curate spre cer. Tronul de mărire e în fața ta, slava se pogoară din cer. Îndrăznește de intră în locul sfânt, spălat în sângele mielului. Vino cu cântări de mărire, Osana mielului preasfânt. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus, Iisus. Ta, durerea ce te apasă mereu. Mâna lui Iisus poate vindeca povara și păcatul de greu. Pacea ce coboară din cerul sfânt, dragostea și roadele ei, înțelepciunea și credința de neclintit, totul poți avea doar să vrei. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus, o Iisus, Iisus. Lumea de astăzi are tendința să ducă în eroare multe lucruri pe mulți oameni și una din locurile în care se încearcă această eroare cel mai mult de a fi impusă și acceptată este în școli. În școli li se propovăduiește că acest sământ a apărut în urma unei explozii, practic de la haos la o ordine și fără ca să vrei, voit sau nevoit, ce propagă această învățătură, ideea, este ideea faptului că tot ce vedem în jurul nostru nu aparține nimănui. Nu are un stăpân odată ce nimeni nu l-a creat acest lucru și ne gândim în mod natural, dacă acest lucru nu aparține nimănui, nu are niciun domn. Înseamnă că noi putem să facem ce vrem noi. Vrem să-l distrugem? Îl distrugem. Vrem să-l păzim? Îl păzim. Dar nu de aceeași părere este și psalmistul. Ci psalmistul în psalmul 24, el răspunde la întrebarea, dacă cineva ar întreba, a cui sunt toate lucrurile pe care le vedem în jurul nostru? El are răspunsul și în psalmul 24, începând cu versetul 1, el răspunde și spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Și acum el are câteva întrebări, fiindcă vorbește despre un domn, el vorbește despre un creator și întrebarea lui este, vreau să ajung la el. Sau cine este calificat să ajungă la el? Și întreabă, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui? Cel sfânt, odată ce lucrurile care sunt în jurul nostru nu sunt urma unei explozii, ci ele au un împărat, vreau să ajung la el. Cine este capabil? Cine este calificat să fie acolo cu el? Și tot psalmistul este cel care răspunde, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului.
starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată partea de moștenire a celor ce caută fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. Amin. Amin. Aceasta este binecuvântarea, aceasta este fericirea de a avea pe Dumnezeu de partea ta. Ascultam mărturia unui tânăr care a vrut să experimenteze din multele droguri care sunt și nu le știu și nu vreau să le știu pe toate. Este una care, de care se temea cel mai mult și dânsul a fost un drogat până se întoarce la Domnul și zicea că a luat niște ciuperci și acele ciuperci l-au dus în niște tărâmuri care cu ochii nu le putea înțelege și dânsul zicea că dintr-o dată m-am văzut într-o mână atât de slab, atât de neapărat și într-o parte stătea cel rău învinovățându-mă și pe de cealaltă parte erau îngerii Domnului, dar eu stăteam în mâna lui și zice nimic, nu era nimic care să mă protejeze. Nu eram, eram ca și un om gol în fața întregului univers. Aici, dacă ești cumva vinovat, poate veni mama, poate veni lawyerul, poate veni avocatul în ajutor. E cineva care să te protejeze. În partea cealaltă, în dimensiunea cealaltă, pe cine ai în afară de Domnul ca să te protejeze? Și psalmistul spune, iată partea de moștenire a celui care caută fața Domnului, un Dumnezeu care este permanent alături. Și mulțumim Domnului că noi, copiii lui, avem acest minunat har de a nu doar avea un mijlocitor, ci de a avea un tată într-un pământ în care am fost abandonați. De ce rău? Haideți să venim cu rugăciune la începutul serviciului din această după masă, să cerem binecuvântarea Lui și prezența Lui printre noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, că în cuvântul Tău găsim din nou lucrul pe care îl cunoșteam, dar Tu din nou ne-l aduci aminte a cui este lucrurile, ale cui sunt lucruri care sunt în jurul nostru. Ele nu sunt rezultatul unei explozii, ele nu sunt rezultatul unui haos, ele sunt create de Tine, Doamne, și îți mulțumim că pământul este al Tău, dar nu doar pământul, ci tot ce este pe el este al Tău. Eu, frații mei și toate creaturile sunt ale Tale. Ele au un stăpân, ele au un domn. Doamne, și cât de drept vei fi Tu dacă într-o zi pe unii vei spune pleacă de la mine, nu Te-am cunoscut niciodată și față noi să spui vino binecuvântatul. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești stăpânul. Îți mulțumesc că Tu ești Domnul suveran. Doamne, și fiindcă ești Domnul suveran și stăpânul suveran, Te rugăm, Doamne, binecuvântează adunarea noastră în acest loc. Doamne, Te rugăm din nou revarsă Duhul Tău cel Sfânt printre noi și în noi, ca să ne putem aici, adunarea aceasta care o avem, să fie adunată în numele Tău. Amin. Nu oameni care vor să stea în jurul unui text care să citească. Noi vrem să adunăm aici din, și suntem adunați din cauza Ta. Dragostea pentru Tine ne adună aici, Doamne. Amin. Și te rog, Doamne, ca Tu să vii în mijlocul nostru și să participi la părtășia aceasta din această după masă. Îți mulțumim, Doamne, pentru inima care ne-o deschis ca să primim cuvântul Tău. Da. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne pui în inimă dorința de a lăuda numele Tău, binecuvântează Tu cântarea, versetele. Da. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu vei binecuvânta într-un mod minunat ca plecând de aici să spunem și de data aceasta ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și ne-a vorbit lucruri pe care avem de le trăit și avem de schimbat în viața noastră. Îți mulțumim că Tu vei lucra, Doamne, mai mult decât cerem noi sau putem să gândim noi, că și cerem toate aceste lucruri în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă vizi ocupați locurile, frați și surori, și haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi voi invita pe fratele Daniel să aducă îndemn la rugăciune pentru noi, pentru momentele de rugăciune după această după masă. În orice suflet e un tainic dor aprins în noapte sau stins și gol. Orice suflet e un tainic dor aprins în noapte sau stins și gol, dor de lumină de veșnicie
ascuns în inimi de Dumnezeu. Poartă-ți lumina prin întuneric, în noaptea fără de nădejde pe drum. Farneclintiță, îți fie viața, pași să-mi drepte pe drumul bun. Lasă-mi inim un dor de cer. Pe calea noastră mereu găsim lumini căzute și stinse vânt, și mulți încearcă să țină aprinsă o amăgire, un dor străin. Poartă-ți lumini pe drum. Farneclintiță, îți fie viața, pași să-ndrepte pe drumul bun. Lasă-mi inim un dor de cer. Lași în urmă numai lumină pe drumul celor ce-au rătăcit. Arată calea, atinge inimi și dă speranță prin Duhul Sfânt. Farneclintiță, îți fie viața, pași să-ndrepte pe drumul bun. Lasă-mi inim un dor de cer, poartă-ți lumina. Nădejde pe drum, farneclintiță, îți fie viața, pași să-ndrepte pe drumul bun. Lasă-mi pace. Aș vrea să citim din Isaia 41, versetele 10 la 13, pagina în Biblie 614. Isaia 41, versetele 10 la 13, pagina în Biblie 714. Aș vrea să ne ridicăm pentru citirea cuvântului.
Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine. Vor fi nimiciți și vor pieri cei ce ți se împotrivesc. Îi vei căuta și nu vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce războiau cu tine. Căci eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te iau de mână dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Amin. Amin. Aș vrea să luați loc. În textul acesta, Dumnezeu vorbește prin Isaia către poporul Israel, dar ne vorbește nouă, spunând că avem biruință de frică și îngrijorare la El și că El se luptă pentru noi, împotriva dușmanii noștri și împotriva cel mai mare dușman, care este diavolul, atât cât timp alegem pe El ca Domnul nostru. Amin. În primul verset, Dumnezeu ne încurajează și ne liniștește să nu ne fie frică și să nu ne îngrijorăm, pentru că Domnul este cu noi. Amin. Și El ne va da tot ce ne trebuie. Este important, în primul rând, să credem în El, pentru că El ne va da putere să biruim și că asta este o promisiune pe care El ne-a făcut-o nouă. Amin. În plus, trebuie să știm că El este un Dumnezeu credincios, care totdeauna ne ajută în vremuri de nevoie. Aș vrea să citim Deuteronom 31:6. Zice, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeu tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Amin. În versetele 11 și 12, Dumnezeu face clar că El se va ocupa de cei care se împotrivesc înaintea noastră. Trebuie să știm că în viața asta vor fi oameni care va doresc răul nostru sau va încerca să facă rău asupra noastră. Diavolul este în acest oameni, ca ei să ne facă rău și duhul ăsta rău poate veni și la noi, ca un gând negativ ca să ne pune jos. În situații ca acesta, noi doar trebuie să punem încrederea în Domnul, pentru că El ne va proteja și El va face oamenii diavolul rușinați. Un verset similar cu aceasta e Exod 23, versetul 22. Zice, dar dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi vrășmașul vrășmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Amin. Amin. În ultimul verset, Dumnezeu ne spune clar că nu este nimic ca să ne temem. Asta este o promisiune și o poruncă făcută de Dumnezeu. El ne poruncește să nu ne temem de nimic, pentru că El e cu noi, care este o promisiune pe care ne-a făcut-o. Dumnezeu mai ne zice să nu ne îngrijorăm. Un cauză mare noi ne îngrijorăm este că noi a uitat măreția lui Dumnezeu, care înseamnă noi a uitat ce poate Domnul să ne facă nouă și facem toate lucrurile încrezând că noi putem să facem singur. De aceea, Dumnezeu singur este vrenic de toată închinarea noastră. Amin. Și să știm pentru totdeauna că El este Dumnezeu nostru și noi nu trebuie să îngrijorăm de nimic. Amin. În recapitulare, aș vrea să repet motive de rugăciune care a fost citit. Aș vrea să rugăm Domnului că El să ne dea putere să biruim frica din Amin. Viața noastră, să ne ia toate îngrijorările noastre, Amin. Să ne păzească pe noi de oamenii răi Amin. Și gânduri rele care vin de la diavolul. Aș vrea, în ultimul rând, să mulțumim Domnului că El este Domnul nostru, că El e totdeauna cu noi și că El vine în ajutorul nostru și ne sprijine în timp de nevoie. Amin. Aș vrea să ne ridicăm pentru rugăciune. Să
de pe tot să ajut pe ucenicii tăi. Amin. Fădinii urmașii tăi, Doamne. Tu așa ne-ai poruncit să spunem până marginile pământului, dărâmite până în casa noastră, să nu spunem oare urmașilor noștri ce mare Dumnezeu a fost. Glorie-ți. Doamne. Băgat nepoții noștri și copiii noștri să primească învățătura. Amin. Deschide-le inima. Acum când mai mult ca niciodată, diavolul să ne pustește asupra tinerilor și copiilor. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să-i ții strâns în brațele tale. Să-i păzești de învățăturile stricate ale viacului acestuia. Noi știm din cartea asta sfântă că ne apropiem de sfârșit. Dar nu vrem să mergem în împărăția ta fără cei ce i-ai dat. Da, Domnule. Vrem, Doamne, împreună cu copii și nepoți, cu toți cei din neamul părinților noștri, am vrea să fim moștenitori ai împărăției. Amin. De aceea te rog, dragostea ta lucrează pocăință în inimile copiilor noștri. Ajută să te aleagă ca Domn și Stăpân. Știu că și ei au sentimentul acesta de frică. Te rog frumos, ia acest sentiment de frică din inimile lor. De fapt, nu e un sentiment, e un duh de frică. Te rog, dă-le un duh de pace. Amin. De liniște și de încredere în tine. Ajută-i să creadă că tu, prin Duhul Sfânt, acolo unde ești chemat, tu cobori în inima lor. Tu le dai până în școlile unde învață. Tu îi ajuți, le desfaci mintea să înțeleagă taina cărților. Glorie, tu ești Cel care poate să stăpânești în inimile lor și să le dai pace. Te rog, dă-le încredere în Tine, Doamne Dumnezeule. În primul rând lor, că sunt tineri și umblă între alți tineri, poate care trăiesc altfel viața lor. Te rog așa de mult, binecuvintează copiii și nepoții noștri. Da, ai milă de părinții lor, ai milă, Doamne, de toți care umblă printre oameni. Ai milă de noi toți când stăm de vorbă cu alții, să nu avem în limbajul nostru decât cuvinte izvorâte din cartea ta, aceasta pe care o iubim, Doamne, și pe care vrem să o plinim în fiecare zi. Ajută-ne, Dumnezeul nostru. Amin. Te rog din toată inima să nu lași să cadă pradă învățăturilor stricate ale viacului acestuia. Da, te rog să nu-i lași în compania copiilor sau oamenilor stricați, Doamne. Te rog, zi și, Doamne, te rog să-i păzești, Doamne. Să-i păzești de răul care s-a bătut peste lumea întreagă și chiar și în biserici. Te rog, păzește tineretul de cădere. Te rog, păzește-i, Doamne, cinstirii tale credință. Îți mulțumesc că vin chiesa și pe să nu ne îngrijorăm cu privire la lucrurile lumea acestea. Știm că Tu ai să ne porți de grijă. Ne-ai purtat și nouă în comunism și părinții noștri în timp de război. Ne voi purta și nouă de grijă, căci noi ne dăștuim în Tine. Amin. Așteptăm revenirea Ta și Te rugăm, rămâi cu noi. Te rugăm, Doamne. În seara aceasta cu noi până la capăt. Te rugăm. Și toate zilele, până când Te vom vedea față-n față. În numele Domnului Iisus m-a rugat și Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Amin. Doamne, Îți mulțumim frumos pentru cuvântul Tău din această seară, Îți mulțumesc frumos pentru Daniel, Te rog, Tăi o dragoste deosebită și respect, deosebit pentru cuvântul Tău, mă rog și pentru Joshua, lucrează, Doamne Dumnezeu, la viața lor, dă-le dorința ca să se apropie de Tine prin faptul că Te ascultă și se apropie de acest cuvânt astfel încât să le vorbești. Mă rog pentru fiecare copil, pentru fiecare tânăr, pentru fiecare persoană din biserica aceasta. Te rugăm frumos, Dumnezeu, le pune în față cuvântul Tău, amin, care este oglinda vieții. Amin. Acesta ne va arăta locurile unde mai trebuie să corectăm, locurile unde avem nevoie de schimbare. Îți mulțumesc frumos că în seara aceasta ne înveți că niciun potrivit nu poate să stea înaintea noastră. Diavolul nu are nicio putere asupra noastră. Am fost câștigați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse, mulțumim pentru puterea care ai pus-o. Suntem pecetuiți pe vecie, Doamne, suntem ai Tăi. Ce bucurie mare, ce urmare mare, ce har nemeritat. Îți mulțumesc frumos pentru că datorită acestui lucru, datorită faptului că Te avem pe Tine ca Domn și Dumnezeu, așa cum și Tom a spus odată, Domnul meu și Dumnezeul meu, și noi suntem aceia care recunoaștem că ești singurul Dumnezeu adevărat. Amin. Ești Cel care L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi, de aceea nu avem nicio frică, pășim cu confidență, cu curaj, merg pentru că ești Cel care merge înaintea noastră. Îți mulțumim că avem puterea asupra duhurilor, avem puterea asupra bolii, avem puterea asupra circumstanțelor întunecate din viața noastră, avem puterea asupra
lucrurilor necunoscute, a lucrurilor ciudate care se întâmplă, a atacurilor celor rău, Doamne, pentru că suntem ai Tăi și nu suntem ai celui rău. În viața noastră nu va exista panică, nu vom intra în depresie, nu ne vom stresa, Doamne Iisuse, într-adevăr, ești Dumnezeul Dumnezeului, ești Domnul Domnilor, meriți toată închinarea noastră. Mi-a plăcut foarte mult gândul acesta că, Doamne, nu vreau să uit niciodată măreția Ta, nu vreau să uit niciodată cine ești Tu. Permanent și atunci când nu voi uita cine ești Tu, toate lucrurile acestea de frică, de deznădejde, de descurajare nu vor avea loc în viața mea, nu vor avea loc în viața soției mele, în viața copiilor mei, în viața caselor noastre. Te rugăm, Dumnezeule, lucrează-ne o credință care este bazată pe promisiunile Tale, bazată pe ceea ce ești Tu, pe natura Ta neschimbătoare, pe dragostea Ta, pe puterea Ta suverană asupra tuturor lucrurilor. Glorific numele Tău, mă simt mic în această seară pentru că am un Dumnezeu așa de mare și realizez încă o dată că fără Tine nu pot să fac nimic. Așa este, îți mulțumim, Doamne. Nu știu nimic, nu pot nimic, Doamne, dar cu Tine putem să mutăm munții, cu Tine putem să facem lucruri mari. Slăviți și onorați să fie numele Tău, primește toată slava, cinstea și gloria în mijlocul bisericii Tale astăzi și în toți vecii. Amin. 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 Slavă Ți. Slavă Ți. Mulțumim, Doamne, că ne-ai curățit. Amin. Amin. Doamne Iisus, îți mulțumim pentru această zi, că puteam să venim acasă ca să învățăm. Îți mulțumim că Tu, totuna, ești cu noi și îți mulțumim că noi nu ar trebui să fim frică, că Tu ești acolo pentru noi. Te rog să fii cu sora, sora și în Claudia, la România, să vină și pe ei și să fii cu toți oameni care te ajută. Amin. Slavă Ție, Doamne. Glorie Ție. Mulțumim. Amin. Ție, îți mulțumim pentru această încredere. Amin. Te rog frumos, Doamne, să reverși harul Tău și binecuvântările Tale peste mamele noastre, Doamne. Te rog frumos să binecuvântezi mamele din biserica aceasta, Doamne. Și așa cum ne-a rugat și de dimineață, Doamne, ajută-ne să nu dărâmăm lucrarea, Doamne, ci, Doamne Iisuse, în
învață-ne cum să ne petrecem timp în casa ta. Ajută-ne, Doamne Iisus, să facem asta. Cum să lucrăm, Doamne, ca cei din jurul nostru să te cunoască pe tine, Doamne. Amin, învață-ne, Doamne. Doamne, această dragoste, Doamne Iisuse, pentru că asta e trimiterea pe care Tu ne-ai lăsat-o la nouă, Doamne, ca să mergem și să facem urmașii Tăi, Doamne. Amin. Te rog, Tăi, cer să lucrezi prin noi, Doamne Iisuse. Amin. Te rog, Doamne, să întărește biserica Ta, întărește copilașii, Doamne Iisuse, dar din cer, ține-i, Doamne Iisuse, lasă îngerii Tăi, Doamne Iisuse, să păzească, să călăuzească, să îndrume, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să fie în ei pe de plin, Doamne. Și noi, Doamne, toți o dată să Te vedem în glorie. Amin. 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 Tatăl cel Sfânt, înainte Ta în această seară, să-Ți mulțumesc că din nou suntem în casa Ta. Slavă Ți. Așa de minunat, care de atâtea ori, Doamne, ne-au alinat, Doamne, când am fost îngrijorați, Doamne, am terminat de ceva, am mers la cuvântul Tău și Tu ne-ai spus să nu ne îngrijorăm, că Tu ești cu noi, Doamne, că Tu ne porți de grijă, că Tu ești mai puternic, Doamne, ca celălalt, de aceea noi ne credem în Tine. Îți mulțumim că Ți-ai arătat puterea de atâtea ori în viața noastră și Îți mulțumim pentru minunele care le-ai făcut în viața noastră. Când am strigat pentru Tine, Tu ai răspuns, Doamne, slavă Ție, mulțumim, Doamne, că Tu ai fost Dumnezeu credincioși și ești. Biserica Ta, Doamne, să vrem să stăm aproape de Tine, Doamne, să vrem să Te chemăm pe Tine, Doamne, fiecare zi să locuiești în viețile noastre. Amin. Și cu Tine să biruim orice ispită, Doamne, și rămâi cu noi în continuare, binecuvântează-ne în continuare la cuvântul Tău, fii cu cei care sunt bolnavi, care suferă, Doamne, să fii cu cei care își pun viața în pericol, Doamne, ca să spună despre Tine la alții, Doamne, Te rog, Tu să-i protejezi, Tu să fii cu ei, Tu să-i întărești, Doamne, să-și poți să dai spune de glorie Ție, pentru toate de acum și până în veci. Amin. Amin. Îți mulțumesc că Tu ești Domnul nostru și că Tu ești Domnul adevărat. Glorie Ție. Ca să trăiești în inimile noastre și ajută-ne ca să spunem de Dumnezeu nostru la alții. Ajută-ne ca să spunem ce Dumnezeu mare și bun avem. Îți mulțumesc pentru milostenia Ta și îți mulțumesc în special că ai murit pe cruce ca să avem salvare prin Tine. Glorie Ție. Îți mulțumesc pentru sacrificiul Tău și pentru totul ce ne-ai dat. Amin. Amin. În ajutorul atâtor oameni, Doamne, ai venit Tu, însă înainte ca să le spui, nu te teme. Tu, însă înainte ca să vii în ajutorul lor, să preiai Tu acea situație, le-ai spus întâi, nu te teme. Vedem acest lucru la Moise, la Iosua, la Gedeon, la Ieremia, la Neemia, la Ezra. Doamne, privind acești oameni prin care Tu ai lucrat, văzând acțiunile lor și felul cum s-au apropiat de lucrul la care Tu i-ai chemat, într-adevăr, au făcut lucruri minunate, le-au făcut fără teamă și ne dăm seama că în spatele a lucrării lor, a faptului că au făcut lucruri fără teamă, erai Tu, ai stat Tu, Tu ai fost Cel care i-ai întărit, Tu ai fost Cel care ai luptat pentru ei și acum ne spui nouă peste veacuri, nu te teme, nu te da cu îngrijorare, Doamne, mărește-ne credința, ajută-ne astfel să umblăm încât să fim încrezuți că făgăduința Ta este adevărată și, într-adevăr, atunci când întâmpinăm frică, îngrijorare sau teamă, să răsune aceste cuvinte în auzul urechilor noastre. Nu te teme, eu sunt cu Tine. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru aceasta. Este un îndemn care vine la un timp foarte potrivit, într-o lume care insuflă frică și teamă la orice pas, fie că poți fi omorât, fie că poți fi înșelat sau alte lucruri. Doamne, ajută-ne încrederea noastră să fie tot mai mult nu în oameni, nu în guvern, ci ajută-ne în Tine tot mai mult să ne încredem. Și Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne vei răspăti, fiindcă cerem în numele drag și scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă mulțumesc, locurile, frate și surori. Inițial pare un îndemn la prima privire, la prima vedere a acestui text pe care a fost citit la momentele de rugăciune, inițial pare un îndemn absurd de a nu te teme de ceea ce din sine însă și indică freamă, induce frică și teamă. Pare a fi o auto îmbărbătare. Nu te teme. Just go. Doar mergi înainte. Ar fi absurd această afirmație dacă autorul n-ar merge mai departe, pentru că el spune cauza, el spune motivul pentru care să nu te temi. Dacă copilul meu s-ar teme și ar spune, nu te temi, du-te în basement, doar du-te.
Și fără ca să-i spun de ce să se ducă, de ce să aibă acel curaj, el tot ar fi acolo pe, în fața scărilor și nu s-ar duce nici de cum. La fel și Dumnezeu spune, nu te teme, dar El nu lasă pe om să găsească el motivul pentru care să nu se teamă, ci El îl induce, El îl propune, El îl spune și spune, din cauza că eu sunt cu tine, nu de ta îngrijorare, eu îți vin în ajutor. Dar observați, cui spune Dumnezeu acest îndemn? Sau cui dă Dumnezeu acest îndemn? Ne-am gândit la poporul Israel. O, poporul Israel care avea atâția conducători nobili, atâția conducători și împărați nobili care puteau să lupte? O, nu la timpul când Isaia scrie acest lucru. Uitați-vă mai jos în versetul 14, cui scrie și cu cine îi compară națiunea Israel, sau poporul Israel, în momentul când le scrie sau când le spune Isaia, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Știți cu cine îi compară Dumnezeu pe poporul Israel? În versetul 14, ia ascultați, nu te teme de nimic, viermele lui Iacov. Viermele lui Iacov. Ne-am gândit, un vierme? Eu n-am fost la pescuit, ultima oară am fost la pescuit, cred că a fost vreo 20 ceva de ani în urmă, foarte mult. Dar, haideți, că orice copil poate să ia acel vierme și chiar dacă se zbate între degetele lui, pe copil nu-l mușcă, pe copilul nu-i face niciun rău și copilul este apt și capabil să ia acel vierme și să-l pună pe câlig. Îi face ceva viermele? Nimic! Nimic! Dumnezeu îi spune poporul Israel care era într-o situație ca unui vierme. Nu putea să facă nimic. Orice formă ar lua pe cel care îl lua în mână, nu-l vătăma cu nimic. Și el spune, nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășița slavă a lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Să nu lăsăm aceste cuvinte pentru Isaia, pentru Vechiul Testament, ele sunt și pentru noi, toată Scriptura este pentru noi. Gata, bună să învețe, să ne mustre, să ne facă să fim desăvârșiți pentru toată lucrarea Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți acum să mai lăudăm pe Domnul prin cântare, apoi ne apropiem de momentul când copiii participă în programul de seară. O cântare mai greu de cântat, frumoasă, dar dacă ne-am gândit la cuvinte, ar fi mai greu de cântat. Renunțând la gândurile mele, concentrând atenția asupra ta, meditând în sfânta ta prezență și am auzit de frică, nelăsând ca frica să mai stea. Asupra ta, meditând la sfânta ta prezență, ne lăsând ca frica să mai stea, renunțând întrebări ce am le-aduc la tine, și le pun, Iisus, înaintea ta. Strâng curat în sfânta ta prezență, mă închin și te voi lăuda, privesc la tine, Cel ce-mi dai viață. Și duci la bun sfârșit,
om inspiri ființa și lucrarea. Doar iubirea ta m-a împlinit. Privesc la tine, privesc la tine, cel ce-mi dai viață. Tu începi și duci la bun sfârșit. Tu mi-inspiri ființa și lucrarea. Doar iubirea ta m-a la gândurile mele, concentrând atenția asupra ta, meditând în sfânta ta prezență, ne lăsând ca frica să mai stea. Întrebă-mi ce am le-aduc la tine și le pun, Iisus, înaintea ta. Strig curat în sfânta ta prezență, mă închin și te voi lăuda. Privesc la tine, cel ce-mi dai viață. Tu începi și duci la bun sfârșit. Tu mi-inspiri ființa și lucrarea, Iisus. Doar iubirea ta m-a împlinit. O, privesc, privesc la tine, cel ce-mi dai viață. Tu începi și duci la bun sfârșit. Tu mi-inspiri ființa și lucrarea. Doar iubirea ta m-a împlinit, m-a împlinit. Doar iubirea ta m-a împlinit. Amin. Amin. Domnul să ne înșeie iubirea Lui doar să ne plinească și nu aceste lucruri din această lume. Ajută-ne, Doamne, aceasta. Amin. Acum este timpul când copiii participă în programul de după masă și, după cum a fost anunțat, este duminica când participă în program. Dar, și mulțumesc Domnului că i-a întărit, fiindcă, de ce spun acest lucru, unii ei au avut lucrări, a fost programul pentru ziua mamei, au avut poezii, cântări, lucrări la școală și totuși Dumnezeu i-a întărit ca să învețe aceste versete. Sigur, au învățat aceste versete când au auzit că va fi și premii. Mă gândisem să nu fie un psalm mare și a fost doar 6 versete care cred că le-am învățat și acum este timpul când le vor vesti și să-mi aduc și cutia cu premii. Lângă premii bănești din această după masă. Cine este primul? Avem și una și alta. Și dacă crezi că le știi versetele, le spui și primești și premiul. Dacă nu ești sigur că poți, le lăsăm pentru duminica viitoare la serviciul de dimineață, atunci va fi și Christian și Andrew. Așadar, cine sunt cei care pot să spună întreg psalmul 126, un psalm minunat?
dream. Then our mouth was full of laughter, and our tongue was singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Bring back our captivity, O Lord, as the streams in the south. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping shall doubtless, bearing seed for sowing, shall doubtless come along with rejoicing, bringing his sheaves with him. Psalm 126. Amen. Vreau să spun, vor fi și ceva jucării, dar vă rog frumos, le puneți deoparte sau în genduța voastră și ne vom concentra atenția la mesajul care va urma. When the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue was singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Bring back our captivity, O Lord, as the streams in the south. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping bearing seed for sowing shall doubtless come again with rejoicing, bringing back his sheaves with him. Amen. Când a adus Domnul înapoi pe princii de război a Sionului, parcă viseam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe princii noștri de război ca pe niște răuri de partea de miaza zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se vor întoarce cu veselie când își strânge snopie. Amin. Psalm 126, 1-6. Domnul să vă binecuvintează. Amin. Amin. Psalm 126, 1-6. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci curăne era plină de strigăte de bucurie și limbă de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște răuri în partea de mea zi.
cei ce seamănă cu lacrimi voi să ceră cu strigăte de bucurie. Cel ce umple plângând când aruncă semințe se întoarce cu veselie. Când își strânge snopii. Amin. Psalm 126, verse 1 through 6. Our enemies took us away from Zion, but when the Lord brought us home, it seemed like a dream to us. Our mouths were filled with laughter, our tongues sang with joy. Then the people of other nations said, "The Lord has done great things for us." For them, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Lord, bless us again with great success, just as rain makes streams flow in the Negev desert. Those who go out weeping as they plant their crops will come back singing with joy as they gather them in. Those who go out weeping as they carry seeds to plant will come back singing with joy. They will bring the new crop back with them. Psalm 126. Când a dus Domnul înapoi pe princii noștri de război a Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe princii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miaza zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se va întoarce cu veselie când își strânge snopii. Amin. Amin. Să vă mai ascultat în duminica viitoare, Domnul să-i trăiască pe toți. Aș vrea doar să aduc aminte anunțurile din această dimineață. Cu ajutorul Domnului, dacă ajungem duminica viitoare aici să ne întâlnim la casa Domnului, ne vom întâlni la ora 10 dimineața. Copiii, Domnul să-i întărească, vor fi la repetiție în ziua de vineri la ora 6:30 pentru repetiția lor și a orchestrei. Duminica viitoare vom avea serviciul de dimineață aici la casa Domnului, iar după masă vom fi împreună cu Biserica Logos. Serviciile de după masă încep la ora 5, iar duminica cealaltă vom avea împreună adunarea de membri după serviciul de dimineață. Haideți acum în timpul unei cântări să ne închinăm cu darea noastră de bunăvoie, apoi vom asculta cuvântul Domnului transmis prin fratele Cosmin. Până n-am început cântarea. Seara. Vino și tu aici. Next time. Ideea e că premiile deja le-am dat cu Christian și lui Andrew. Ei ne vor veni data viitoare cu versetele. Am zis, de ce să plec cu acest lucru acasă? Seara. God bless you. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, vreau să fiu curat și plăcut în fața Ta.
ai gândru, spală-mi, Doamne, viața. Vreau să fiu curat și plăcut în ochii Tăi. Vreau să fiu ca Tine, să-Ți ascult povața și să merg mereu doar pe calea Ta. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu-mi zorim și împrășticeața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, spală-mi, Doamne, viața. Ia din mintea mea orice gând al celui rău. Vreau să fiu ca Tine, să-Ți ascult povața, ca să pot privi mereu în ochii Tăi. Spală-mi, Doamne, gândul, da, spală-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu-și roi și împrășticeața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Când troiene reci par să-mi facă clipa grea, aduc primăvara și topește gheața, ca să merg spre cer doar pe calea Ta, pe calea Ta. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni, o, da, cu Tine mereu. Numai Tu-și zori, o, da, și împrășticeața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu-și zori și împrășticeața, numai Tu ești scutul sufletului meu. Amin. Haideți să ne ridicăm la citirea cuvântului. Vom citi în această după masă câteva cuvinte din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 15 până la versetul 21. M-a întrebat lucrul ăsta și altă dată, cam care ar fi procentajul ca la predica de dimineață să se vorbească legat de ora de rugăciune și să se menționeze din predica de masă și așa mai departe. Duhul Sfânt le poate face pe acestea. Amin. Slavă Domnului. Iată textul din această seară. N-am ochelarii, mi-am pierdut. Așa că o să încerc cât pot să citesc de bine. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești Tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște-mi lușei mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că Te iubesc.
Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezămase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu? Vino după mine. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului să cerem înțelepciune și dorință de a asculta cuvântul Său. Doamne Dumnezeu, stăm din nou înaintea cuvântului Tău, un cuvânt al adevărului, un cuvânt al vieții și te rugăm în câteva minute în care vom medita asupra acestui text să ne dai lumina Duhului Tău cel Sfânt, să ne descoperi lucruri pe care ai vrut să le lași în cuvântul Tău pentru învățătura noastră, pentru că astfel noi să devenim credincioși, copii ai Tăi așa cum ești Tu, în asemănare cu Tine. Doamne, suntem într-un proces al sfințirii, într-un proces în care lucruri din viețile noastre vrem cu tot neadinsul să le punem în aliniere după cuvântul Tău, dar avem slăbiciuni, avem neputințe, suntem încă în trupul acesta de carne, de aceea avem nespusă nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să ne ajute să creeze, să formeze, să facă această aliniere după cuvântul Tău. Te rog, în această seară, expune-ne adevărului Tău și ajută-ne ca noi să-L primim din toată inima, să spunem și noi, cum spunea altă dată Samuel, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Fratele Eduard are un obicei după să bea apă întâi și după aia continuă. De obicei, după ce ține cineva predică sau după ce ține cineva ora de rugăciune, el are timp, mai citește, mai studiază acolo, vine și completează. Departe de mine să fac lucrul acesta, dar mi s-a părut foarte interesant textul de azi dimineață pe care fratele Edward l-a citit și din care a vorbit și mi se pare foarte conectat. De aceea zic că Duhul lui Dumnezeu lucrează aceste conexii, pentru că noi n-am știut fiecare ce vorbește. Și așa este frumos, ca să vedem cum Duhul lui Dumnezeu leagă lucrurile împreună pentru creșterea noastră, fiecăruia. Dar mi s-a părut interesant în textul din Matei 20, mama fiilor lui Zebedei, a Salomei, aceasta despre care s-a vorbit, merge înainte la Domnul Iisus și Iisus îi spune, ce vrei? Mi se pare așa puțin, eu dacă aș întreba pe cineva, ce vrei? L-ar putea să zică, mă, tu ești cam nepoliticos, mă, cam repez, fii mai nice. Dar Domnul Iisus îi spune, ce vrei? Ce credeți? Știa Domnul Iisus ce vrea femeia? Știa ce vrea. Și femeia spune, vreau, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și unul la stânga ta. Drept răspuns Iisus i-a zis, nu știți ce cere. Și aici vreau să citesc mai departe, ca să leg de textul pe care l-am citit. De fapt, mesajul din această după masă sunt doar niște gânduri pe care mi le-am notat și care aș vrea să le discut cu voi. Subtitlul, conversații inconfortabile sau întrebări inconfortabile. Dar aici e foarte interesant cum merge conversația mai departe dintre Domnul Iisus Hristos și Salomea. Nu știți ce cereți, spune Domnul Iisus, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Răspunsul lor care a fost? Putem, i-au zis ei. Și Domnul Iisus le răspunde, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru acela pentru care a fost pregătită de tatăl meu. O conversație absolut, aș spune eu, inconfortabilă și destul de ciudată, dar vreau să merg și mai departe. Cei 10 când au auzit sau mâniat pe cei doi frați, Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamului domnesc peste ele și mai marii lor poruncesc cu stăpânire. Și aici 26, între voi să nu fie așa. Și aici vreau să rămân la versetul acesta, să leg de versetul pe care l-am citit din, sau de ideea pe care l-am citit-o din Ioan
21. Și între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mai mare între voi, să fie șeful celuilalt. Ce să fie? Să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie, ce să fie? Rob. Să vă fie rob. Mai citesc lucrul ăsta o dată, cam să-l leg de textul celălalt. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Țineți minte versetele acestea. Vă spuneam că mi s-a schimbat șeful la lucru și întotdeauna când se schimbă șeful, primul lucru care se întâmplă îi vine și stă de vorbă cu tine și oarecum încerci să legi, să ai o legătură, o relație cu acest om. Și mi se pare foarte interesant, am pus titlul acest mesaj, întrebări inconfortabile, conversații inconfortabile. A venit de câteva ori la mine în fabrică, acest nou șef, este budist, din câte știu eu. Și la mine pe birou, nu știu la ce sărbătoare am primit, la Father's Day, am primit o chestie care se pune pe birou și e o chestie din Biblie, un citat din Biblie, "Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you." Și acolo în fața mea. Primul lucru când vin la birou și mă uit la lucrul ăla, este, mă încurajează, bineînțeles, dar mă aduce aminte că puterea și curajul nu stau în ceea ce sunt eu capabil, ci în Dumnezeu. Dar a venit individul ăsta și a stat în fața mea. Și vrea să, ca de obicei, când vorbești cu oamenii, să ai eye contact. E frumos cel puțin să respecti omul. Dar nu se putea concentra la conversația noastră, pentru că îi fugeau ochii tot timpul ăla. Și eu am văzut asta. Și am spus, auzi, îți place? Îl cheamă Merly. Zic, Merly, îți place inscripția aia? Și am putut să legăm o conversație. A fost foarte interesant că la sfârșit, nu știu, trecut foarte interesant, vreo 2 ore și ceva. Am discutat și am avut o discuție foarte bună, de toate am discutat. Și un coleg de-al meu vine, zice, băi, zice, ăsta-i vorbăreț, dar zice, și tu ești vorbăreț. Zice, dintre doi vorbesc, el a observat că a tot venit și vrea să vorbească cu mine, dar nu putea să vină, că noi eram în birou. Și m-am dat seama că conversațiile sunt o parte foarte importantă a socializării noastre. Realizați lucrul ăsta. De cel mai multe ori când cineva vrea să se izoleze, oprește conversațiile. Și în timpul conversațiilor pot apărea întrebări din acestea inconfortabile. Și mi-am făcut câteva notații aici, la care aș vrea să medităm în seara aceasta. Întrebările puse sau primite pot fi adesea inconfortabile atunci când se duc drept la inima noastră și țintesc la eul nostru. Și aici nu mă refer la întrebări indecente sau conversații indecente cu conținut personal sau lucruri care le discuți doar tu și cu partenerul tău, ci mă refer la discuții care, întrebări, conversații care s-ar putea să lovească exact acolo unde pe tine te deranjează cel mai mult. Și am scris lucrul acesta. Când se duc drept la inima noastră și țintesc la eul nostru, întrebările acestea devin foarte inconfortabile. Acum când m-am dus în Florida în februarie, m-am dus la această conferință a liderilor din compania noastră și mi s-a cerut să mi se facă portretul robot. Numai când zici portretul robot în America, sună foarte rău, că te-au dat în urmărire. Nu este vorba despre asta. Dar să-ți facă portretul robot, adică au vrut printr-o serie de întrebări, foarte inconfortabile aceste întrebări, în paralel cu, se numește procesul de 360, lua și vorbea cu fiecare om care este cel mai apropiat de tine, în mediul tău, în stafful tău. Deci, setul acesta de întrebări, plus 360, procesul acesta, să-ți formeze un portret robot. Cum? Un profile. Să-ți facă acest profil de lider. Și fiecare era stresat. Băi, în primul rând, cum o să răspund la întrebările astea? Pentru că sunt așa de bine plasate aceste întrebări, încât chiar dacă ai fi inteligent, ca să zici, măi, câteva dintre întrebări, o să le dau eu un răspuns ca să iasă scorul, să arate mai nu știu ce. Se tot repetă aceleași întrebări într-o altă formulă, într-o altă structură, astfel încât dacă dai o întrebare, dacă dai un răspuns la întrebarea 1, care este la fel cu întrebarea 10, dar e pusă diferit, dacă cer să spun diferită,
îți dă un scor foarte jos, te descalifică. Deci nu poți să șmecherești. Și al doilea rând, fiecare se gândea, na, acum cu ăștia care lucră pentru mine, stafful meu, ce zice ăla, ce zice ăla, cu ăla, cum am purtat? Ce o să zică ăla despre mine? În fine, vreau să spun și lucrul acesta, că răspunsul acesta întrebări, care sunt răspunsuri care țin de caracterul nostru. În final, au vrut să uite la Cosmin Căpraiu. Ce fel de caracter are omul ăsta? Omul ăsta l-am pus în poziția asta. Care este caracterul lui? După tot ce am auzit despre el, 360 despre întrebările care le-am pus, care este caracterul acestui om? Și m-am gândit că și Domnul Iisus Hristos, cel mai mare sociolog, cel mai mare psiholog, este Dumnezeu, are aceste întrebări cu care merge exact la sursa problemelor, la sursa problemelor, la inimă. Și m-am uitat la aceste întrebări pe care nu ați auzit și nici nu o să vorbesc în seara aceasta despre aceste întrebări, dar mi se pare foarte interesant că îl ia pe Simon și îi pune aceste întrebări. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? De exemplu, dacă tu te crezi un om foarte inteligent, un om foarte dotat, un om foarte capabil, un om foarte înțelept și vine cineva la tine și îți spune, ce mă, te crezi deștept? Ce te crezi inteligent? Știi că ai luat lucrul ăla foarte greu, pentru că te-a lovit exact la ceea ce ai gândit tu despre tine, exact la eul tău te-a nimerit la inimă. O altă întrebare la care m-am gândit, pentru cineva care se crede foarte sfânt, foarte pocăit, întrebarea, tu chiar crezi că ești cel mai sfânt? Tu chiar crezi că ești cel mai pocăit? Te-ar irita, te-ar deranja. E cam acolo se afla Petru când Domnul Iisus vine și spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? L-a lovit exact unde credea el că se află cel mai bine, unde, cu lucrurile la care stătea cel mai bine. Ce credeți? Aș vrea să conversăm, chiar dacă e inconfortabil, hai să conversăm ca să stăm treji. Dar vreau să vă întreb, ce credeți voi? Petru, ce credea despre el cu privire la iubire față de Domnul Iisus? Păi nici nu poate să descrie cuvintele astea. El credea despre el la superlativ. Și mi-am făcut câteva notații aici. Am observat în viața lui Petru câteva lucruri pe care le putem observa și în viața noastră. Petru este tare, este puternic fizic, dar slab în credință, slab spiritual. Are excese de zel, iar apoi căderi, părăsiri, abandonări, trădări. Ai văzut și tu în viața ta lucrul acesta? Te-ai trezit vreodată să spui, ca și Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, stai, că nu de la tine vin lucrurile astea. Altcineva ți-a descoperit lucrurile acestea. Vreau să vă relatez câteva gânduri pe care mi s-au părut foarte interesante. Dacă faci o scurtă incursiune și reflecție în cele pe care le-a spus și le-a făcut Petru de-a lungul istoriei sale. Matei 14:28. Când ucenicii se înspăimântă că Domnul Iisus ca o nălucă umblă pe mare, Petru este primul care spune, Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Matei 16:16. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, aici când Iisus întreabă, cine ziceți că sunt eu? Spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Matei 16:32, când Iisus vestește patimile și moartea sa, Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Auzi, Petru îl mustră pe Domnul Iisus Hristos, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și spuneți-mi dumneavoastră care a fost răspunsul Domnului Iisus. Ce a spus Domnul Iisus lui Petru? Înapoi a mea cui? Satana. Matei 17:4. Pe muntele schimbării la față, Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici, dacă vrei am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moisa și una pentru Ilie. El nici nu se bagă acolo. El nu vrea să stea în colibă. Mi se pare foarte interesant acest om. Ar fi multe versete pe care aș putea să vi le dau, pe care acest om, de fapt, hai să ne uităm în textul din 21. Textul din Ioan 21, pe care nu l-am citit. Ia uitați ceva aici foarte interesant.
Simon Petru le-a zis ucenicilor, versetul 3 din 21. Mă duc să vestesc Evanghelia lui Hristos. Așa zice Petru. Mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Mi se mai pare, mai este un loc interesant. 7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul, atunci când Domnul Iisus apare pe malul Mării Tiberiadei. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Dragilor, ar fi multe lucruri pe care aș putea să le spun despre Petru, despre acest ucenic al lui Iisus Hristos, dar Petru avea o problemă pe care și noi avem de foarte multe ori. Duminica trecută am vorbit despre spiritul de superioritate în biserică. Vreau să spun că mai există ceva cu care se confruntă ucenicii, în mod special Petru și poate și tu și eu. Petru trăia prin comparație cu alții. Acesta era problema lui. Poate că această concurență îl anima, această concurență îl determina să facă afirmații mari, să facă lucruri mai deosebite. Făcea ceea ce făcea și spunea ceea ce spunea pentru simplu motiv al concurenței, să fie el primul. Există o vorbă în românește, nu știu dacă în Moldova există, tata meu o folosea destul de des și zicea, suna cam așa vorba, și-o găsit nașul. Ați auzit vorba asta? Ați auzit? Ai auzit? La București e vorba asta. Ci că și-o găsit ăsta nașul. Și m-am gândit că așa de bine se potrivește în pasajul acesta când Petru stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos la a treia arătare a Domnului Iisus Hristos ucenicului acestuia, aș fi putut pune de fapt titlul mesajului și-o găsit Petru nașul. Stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și m-am gândit că Petru, cu spiritul acesta de concurență, m-am gândit așa că în lumea aceasta, mai ales în lumea corporativă, e foarte important ca să fii un om dinamic, e foarte important să fii un om care câștigă, un om câștigător. Și mi-am notat aici că când ești deasupra tuturor, e ușor să joci. Petru a fost, nu știu ce statură a avut Petru, mă pot gândi că a fost destul de bine făcut, că era un pescar, lucra cu bărcile, trăgea mreje și așa mai departe. Nu știu cum a arătat Petru, nu știu care a fost fizicul lui, dar cred că a fost deasupra tuturor și a fost mai ușor pentru el să joace. Când ești deasupra tuturor, tu ești cel care face regulile jocului. Însă Domnul Iisus Hristos, în acest pasaj, vine și îi dă peste cap lui Petru mentalitatea lui, gândirea lui. De ce faci lucrurile acestea? Mi se pare foarte ciudat că îl întreabă pe Petru, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Era oare Domnul Iisus interesat ca Petru să-l iubească mai mult decât ceilalți? Era Domnul Iisus interesat să-l iubească ceilalți ucenici mai puțin decât Petru? Vă las pe voi să răspundeți la întrebarea aceasta. Mi se pare foarte ciudată această întrebare. Mă gândesc că în mintea lui Petru au trecut foarte multe lucruri în timp ce Domnul Iisus Hristos îi punea aceste întrebări care îl făceau inconfortabil. Îl pot vedea și pot citi pasajul acesta și pot să-l văd pe Petru foarte iritat de aceste întrebări. Pentru că Petru, în mintea lui, ca el nu mai era nimeni. În mintea lui Petru, el era primul întotdeauna. În mintea lui Petru, el era ucenicul care merita cheile împărăției. Știți că Domnul Iisus Hristos a spus, ție îți dau cheile? Faceți aminte că i-a spus. Și tu ești piatra pe care voi zidi biserica mea, pe care nu v-au clinti nimeni. Și mă gândesc că Petru, în mintea lui, el își aroga toate lucrurile acestea. El credea că le merită. Foarte interesant. Mi se pare interesant că de fiecare dată când Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești? Petru îi răspunde, da, te iubesc. Și Domnul Iisus Hristos nu îi spune, știu că mă iubești, ci îi spune, îți dau ceva să faci în biserica lui Hristos. Îți dau o slujire. Pentru că mi se pare foarte interesant
să mă gândesc că iubirea față de Domnul Iisus Hristos înseamnă slujire. Am citit pasajul din Matei 20, unde Domnul Iisus vorbește ucenicilor și spune, cine vrea să fie cel mai mare, să fie ce? Robul tuturor, slujitor. Și de fapt Domnul Iisus vrea să puncteze lucrul acesta. Petru, tot timpul ai vrut să fii primul. Tu ai avut în tine spiritul acesta de concurență. Pe tine, ce te-a animat a fost spiritul acesta ca să fii primul, să poți să arăți că poți să faci ceva. Dar vreau să spun ceva. Ca să mă iubești, tu trebuie să mă slujești. Și ca să mă slujești pe mine, tu trebuie să slujești pe altul. Și aici e foarte interesant că îi spune paște mielușeii, paște oițele, paște oile mele, toate categoriile de oameni dintr-o biserică. El le dă în grijă acestui păstor, Petru. Mi se pare foarte interesant pentru că am întâlnit, nu m-am mușcat niciodată șarpele acesta, al dacă nu se face ceva cum spun eu, nu voi mai face. Am văzut și în biserica din Lugo, și în biserica fratelui Valentin și din păcate am văzut și aici în biserică atitudinea aceasta de dacă ceva nu se întâmplă după cum îmi place mie, eu nu mai fac. Eu nu mai slujesc. Și eu cred că lui Petru i-a fost foarte greu să înțeleagă acest mesaj, pentru că Petru a fost unul dintre oamenii aceștia. Vă aduc aminte că el a fost cel care a spus, tu ești Hristosul, sunt așa, sunt cel mai asta. Apărea cel mai puternic ucenic, dar la focul de la judecata Domnului Iisus Hristos, la o simplă întrebare, a devenit și el foarte inconfortabil. Dar nu la întrebarea și cercetarea Domnului Iisus Hristos, ci la întrebarea unei slujnice. Îl cunoști tu pe acesta? Mi se pare că te-am văzut împreună cu ei. Lepădarea lui de 3 ori. Iată un om care a fost gata să se lapede de lucrarea care a fost încredințată și aici Domnul Iisus Hristos vrea să ajungă la problema din inima lui. Întrebări inconfortabile, conversații inconfortabile. Care ar fi întrebarea care ți-ar pune-o ție Domnul Iisus Hristos în această seară? Care ar fi întrebarea care mi-ar pune o mie cu privire la statutul meu, la ceea ce cred eu despre mine, la ceea ce crezi tu despre tine? Știi că Domnul Iisus Hristos poate să facă această lucrare de cercetare, chiar acum. Și mă rog ca Dumnezeu să lucre la inimile noastre. E așa de important să ne cerceteze, să ne pună și noi aceste întrebări inconfortabile. Întrebări care țintesc în eul nostru, țintesc în inima noastră, care țintesc la rădăcina problemei. Mi se pare foarte interesant un alt lucru care mi l-am notat aici și vreau să spun că mă gândesc foarte serios la lucrul acesta pentru că există un test al iubirii. Domnul Trump avea o vorbă și totdeauna mi se părea foarte comică și o folosesc și eu, am observat de multe ori, chiar și cu copiii mei. Domnul Trump spunea, zice, a lot of these guys, vă aduceți aminte așa cum el, a lot of these guys, zice, a lot of talk, no facts. Adică, mult dat din gură, nimic făcut. Nimic practic. Și Domnul Iisus Hristos vrea să se asigure că Petru, tu mi-ai spus că mă iubești. Mi-ai spus și prima oară, mi-ai spus și a doua oară, mi-ai spus și a treia oară. Dar acum hai să-ți spun exact ce înseamnă să mă iubești. Ți-am spus că slujirea e parte din acest test al iubirii. Dar mai vreau să-ți spun ceva. Și asta a fost bomba. Bomba pentru Petru, exact cum a fost bomba pentru ucenicii care au asistat la discuția dintre Salomea și Domnul Iisus Hristos. Bomba a fost că Domnul Iisus Hristos a spus, ok, mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Da, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul Iisus spune, adevărat îți spun, verset 18, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâniți, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde ne vei voi. 19, deslușește acest text. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Stai. Am înțeles. Mi-ai dat să păstoresc o biserică. Vorbea fratele de păstori azi dimineață. Că nu mai caută mult să fie păstori. Eu cred că Petru i-a plăcut mesajul Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus îi spunea, pe tine voi zidi biserica mea
și porțile locuințelor morților noi vor dărâma. Eu cred că Petru s-a umflat în el de mândrie și a gândit, măi, ce om sunt, mă. Măi, ce ucenic. Ce-a văzut Iisus Hristos așa de... Nu a pus întrebare. A zis, ce-a văzut Iisus Hristos în mine, cu semne exclamării. Și aici Domnul Iisus îi spune, uite, îți dau și să păstorești. Păstorește mielușei, oile și mai departe. Dar aici Domnul Iisus încheie și spune, testul ultim, Petru, al iubirii pentru mine, nu e a lot of talk, e a lot of doing, a lot of facts. Și anume, Doamne, ce vrei să spui? Și aici Domnul Iisus spune, este vorba despre martirajul tău. De ce am deschis gândurile din această seară cu discuția care am avut-o cu șeful meu? Pentru că am văzut că se ațintea puternic pe asta și în timp ce discutam și conversam, care a fost foarte bună conversația, m-am gândit, într-o zi poate va trebui să plătesc și eu, cu ceva. Până acum n-am plătit cu nimica. Dacă mă gândesc, poate că aici și acolo, dar nu-i ceva mare. Dar lui Petru, acestui ucenic care făcea o grămadă de lucruri din spiritul acesta al concurenței, din spiritul a fi primul, din spiritul a arăta ce poate să facă, Domnul Iisus Hristos îi spune un lucru pe care l-a dărâmat. I-a dărâmat toată teologia lui Petru. Petru, tu nu mă iubești doar cu gura, tu nu mă iubești nici măcar că mă slujești. Și aici am vrut să ajung și vreau să leg comentariul acela. Mulți spun că îl iubesc pe Domnul atât timp cât pot să slujească. Dar când îi supără ceva și nu mai pot să slujească, dragostea lui Iisus Hristos i-a aruncat în coșul de gunoi. Și aș vrea să ne cercetăm fiecare la gândul acesta. Doamne Iisuse, mi-ai dat să fac ceva, o bucată mică, mai mare, mai cu mâini, mai bună, mai slabă. În ciuda ceea ce ni s-a încredințat să facem, primordial este întotdeauna să ne gândim, există dragoste față de Iisus Hristos în ceea ce fac? Sau există un spirit al concurenței, un spirit de a dovedi ceva? Mai era vorba asta în biserică, he took a stand, să arate ceva, prin atitudinea lui, o vrut să dovedească ceva. Este o vorbă în engleză, noi mai povestim din când în când. În fine, știți la ce mă refer. Cineva care ia o poziție, make a point, thank you, asta. You people want to make a point. Și câteodată vrei să faci un point, no matter what. Și acolo citești în chestia aceea că toată dragostea aceasta pentru Hristos, a noastră ca ucenici, means zero. Means nothing. De fapt, tot ce putem să arătăm ca și oameni, de fapt n-a fost dragoste pentru Hristos. A fost dragoste pentru ce am făcut, a fost dragoste pentru ce am realizat, a fost dragoste pentru ceea ce mi s-a dat să fac, dar n-a fost dragoste pentru Iisus Hristos. Cred că l-a șocat pe Petru gândul acesta. Cu toate că este un light motiv, cu toate că Domnul Iisus Hristos repetă over and over, poate că înțelege cineva dintre ucenici. Mă iubiți voi? Cine ziceți că sunt eu? Dar oamenii cine zic? Dar voi cine sunt? Și ucenicii erau foarte tari în... Spuneau, aveau răspunsurile bune. Domnul Iisus Hristos spunea, n-apucați până nu vă veți da viața pentru mine. Să știți că iubirea voastră e egal cu zero. Și m-am mai notat un lucru aici. Pentru că am putea să întrebăm într-un mod foarte corect și realist, stai, atâți creștini de-a lungul secolelor care n-au fost martirați, ce se întâmplă cu ăștia? Ăștia nu l-au iubit pe Dumnezeu. Voi ce ziceți? L-au iubit? Eu cred că este vorba despre un alt martiraj aici. Nu la asta mă refer. Eu cred că, da, lui Petru a fost răstignit cu capul în jos, într-adevăr. Lui chiar i s-a întâmplat ceea ce Domnul Iisus a profețit. Aici este o profeție cu privire la moartea lui. Dar s-ar putea ca eu și cu tine să nu fim martirizați. Și ce înseamnă asta, că ne iubim pe Hristos? Există un alt martiraj la care aș vrea să ne gândim, cel mai, poate, mult mai complicat decât acela de a primi un glonț în cap că stai pentru credință. Eu m-am gândit weekendul acesta foarte serios la lucrul ăsta. Cred că v-am mai spus și altă dată.
dacă mi s-ar cere să fiu pus în genunchi, crezi în Iisus Hristos, te împușcăm. Nu crezi, te lăsăm. Ce fac? Mi-a pus această întrebare. Dar să știți că lucrul acesta pare complicat și e complicat și foarte greu, dar există un lucru, în opinia mea, mai complicat. Și Petru și Domnul Iisus Hristos a încercat să ajungă în adâncime la gândul acesta, și anume omorârea eului nostru. Dacă există ceva complicat în această viață, este să ajungi să recunoști că eul tău, de fapt, este cel mai mare dușman al tău, pe lângă diavol, și să ajungi să spui, Doamne Dumnezeule, în smerenie vin înaintea ta și îți recunosc că am multe cioturi din astea ale eului. Au crescut multe cioturi, multe piscuri, mulți munți ai eului în viața mea, și din cauza asta, dragostea mea e o dragoste de pe buze. Dragostea mea, iubirea mea, este o iubire declarativă. Este o iubire care vrea cumva să facă senzație în jurul celor care mă ascultă. Dar nu este o iubire profundă, nu este o iubire reală. Și Dumnezeu zice, stai, Cosmine, tu propovăduiești, tu faci aia, tu cânti aia, tu zici aia, tu mă iubești, da, Doamne, știi că te iubesc. Da, Doamne, știi că am și compus, am și tradus, am și făcut aia, am și făcut aia. Stai, nu aia te întreb. Tu ești gata ca să-ți omori eul tău? Ce înseamnă să-ți omori eul tău? Când ajung ca să mă întreb pe mine ce înseamnă ca să mă omor eul meu, lucruri complicate, sunt lucruri care poate de-a lungul anilor, de-a lungul timpului am dobândit în gândire despre mine și am gândit că gândesc foarte corect cu privire la ceva sau vreau foarte corect sau fac lucrurile foarte corect, mi-am asumat anumite lucruri mie. Sunt lucruri complicate care s-au înrădăcinat în caracterul meu, sunt lucruri complicate care s-au înrădăcinat în viața mea, care s-au născut în viața mea și care au crescut și au luat ființă. Și vreau să te întreb în această seară, pe lângă întrebarea aceasta inconfortabilă pe care Domnul Iisus i-a pus-o lui Petru, mă iubești tu pe mine? Dacă ți-ar pune Domnul Iisus Hristos această întrebare, știind că această întrebare ți-ar putea cere mâine să fii martirizat, dar nu doar să fii omorât, ci să începi din seara aceasta să-ți calci în picioare firea, să-ți calci eul tău, să mai lași din cornițele tale, să mai lași din apucăturile tale, să mai lași din dorințele tale greșite. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să înțelegem că această întrebare, mă iubești tu, este de o adâncime și de o lățime extraordinară. De ce? Pentru că mi-am notat aici, Apostolul Pavel zice un cuvânt enorm de greu. Noi am luat lucrul acesta de iubirea Domnului Iisus Hristos, cred că într-un mod foarte ușuratic. Pentru că la un moment dat, în 1 Corinteni 16 cu 22, Apostolul Pavel rostește un lucru grozav. Cine nu iubește pe Domnul să fie anatema, adică să fie blestemat. Dragilor, în această seară aș vrea să devenim și noi inconfortabili la răspunsul acestei întrebări pe care îl pune cuvântul lui Dumnezeu. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Să nu ne grăbim să dăm răspunsuri. Da, Doamne, te iubesc. Și să ne uităm în adâncul vieții noastre să vedem, Doamne, te iubesc, m-ai dat o anumită slujire, vreau să te slujesc acolo, mă bucur de această slujire, îmi place, mă simt onorat, binecuvântat, dar totodată să ne gândim ce în viața mea, ce în viața ta, ce în firea noastră trebuie distrus, ce în carnea noastră trebuie distrus. Pentru că este foarte important să înțelegem că cine nu iubește pe Domnul cu adevărat este blestemat. Vă dați seama ce e important. Și aș vrea să închei cu gândul acesta. Testul ultim al iubirii pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Dumnezeu, este, da, martirajul, da, omorârea eului, urmarea lui Iisus, slujirea altora, robul celorlalți, așa cum am citit în Matei 20. Domnul Iisus Hristos spune așa de frumos, măi, uită-te la Petru care a stat în prezența Fiului lui Dumnezeu, a auzit cele mai grozave predici, a văzut cele mai mari minuni petrecându-se. Nici tu, nici eu n-am văzut morți învind. Nici tu, nici eu n-am văzut bolnavi, oameni șchiopi, oameni orbi, oameni surzi vindecați, oameni leproși, Petru le-a văzut. Și uitați problema lui Petru.
Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezămase pe pieptul lui Iisus și zisese, cine e asta? Ioan, cel care a scris această evanghelie. Doamne, ce așa? Și Petru spune în 21, Petru s-a uitat la el, adică la Iisus și a zis, Petru s-a uitat la Ioan și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Spiritul concurenței nu l-a părăsit nici atunci. De aceea ucenicul acesta avea nevoie de lecția aceasta. Lecția, mă iubești tu mai mult decât ceilalți, lecția martirajului, lecția omorârii eului, lecția slujirii altora, lecția, păi fi robul altora. Nu știu care e lecția pe care vrea Domnul Iisus să te învețe pe tine în seara aceasta, dar este o lecție puternică în seara aceasta. Testul ultim al iubirii pentru Domnul Iisus Hristos nu stă în cuvintele noastre, ci stă în martirajul nostru, în a fi gata de a ne omorî eul, în a-L urma pe Iisus, în a sluji altora și a deveni robul celorlalți. Și câteva versete cu privire la ce este de fapt sau ce înseamnă să iubești pe Domnul. Ioan 14:21 spune, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ioan 14:23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și 14:24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Care a fost întrebarea inconfortabilă care a pus-o Domnul Iisus lui Petru? Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, decât aceștia? Domnul Iisus, numai ce făcuse o minune, a venit pe mal, le-a spus să arunce mreaja în partea, mai știu, dreaptă sau stânga bărcii, de fapt scrie în Ioan 21, și ăștia trag pești, Petru de fapt, că aici îmi place. Uitați ce spune aici, în versetul 11 din Ioan 21. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 150 de trei. Petru a văzut cele mai mari minuni pe care le-a putut Domnul Iisus Hristos să le facă. A văzut învierea sa. I s-a arătat de trei ori. Aici era a treia arătare. Și Domnul Iisus Hristos are îndrăzneala să-i pună această întrebare inconfortabilă. Mă iubești mai mult decât ceilalți? De ce? Pentru că problema lui era iubirea lui pentru Hristos era doar o iubire de pe buze. Era o iubire care venea din concurența față de alții. Să le arăt, să le dovedesc altora. În această seară, mă rog, ca cuvântul acesta, câteva cuvinte că le-am spus, să ne cerceteze pe fiecare în parte, să atingă adâncul inimilor noastre și Dumnezeu, care știe nevoia pe care are fiecare, acolo în inima noastră, în adâncime, unde nimeni nu poate pătrunde, El să lucreze cuvântul Său, astfel încât plecând din casa Sa, să înțelegem că iubirea față de Hristos e mai mult decât o chestie declarativă, ci este o chestie a faptelor, este o chestiune a înțelegerii că ești gata să ai martiraj, să faci martiraj pentru Iisus Hristos, dar înainte să faci martiraj, haideți să ne omorâm eurile noastre. Putem? Cred că Biserica Domnului arăta altfel, cred că comunitatea aceasta ar arăta altfel și noi, în casele noastre, noi personal am fi diferiți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Dumnezeu are felul Său de a glumi cu creația Lui, cu cei care sunt ai Lui. Minunată observația felului cum Dumnezeu tratează această concurență și înainte ca să spun fratele Cosmin acest lucru, îl observasem și eu că ne-am gândit, Petru a fost cumva vindecat de concurență după ce a stat vis-a-vis de Domnul nostru Iisus Hristos provocat de întrebarea, mă iubești? Ne-am spune, atunci toate zidurile lui Petru s-au dărâmat. Toată concurența lui s-a dus. De ce? He failed a lot. Și foarte mult, așa că toată lauda lui s-a dus. Și totuși ne gândim, s-a vindecat Petru? Nu s-a vindecat. Nu atunci, adevărat. Și tocmai după ce se ridică Petru, cumva ne gândim pardonat de toate lucrurile pe care le-a
le-a avut el cu, în situația de dezicere de Domnul Iisus Hristos, cumva de faptul că nu-L cunoaște, se ridică de la prânz și întreabă, dar cu acesta ce va fi? Răspunsul lui Iisus Hristos mă frapează și în același timp mă face să văd că Dumnezeu are felul lui de a glumi. Practic, Hristos îi spune, dacă eu vreau ca el să te întreacă la număr de ani, tu vei muri și când și suferință, dar dacă vreau ca el să ajungă până acolo încât să mă vadă venind, ție ce-ți pasă? Și nu s-a vindecat pentru de concurența lui. Ne gândim, s-a vindecat posibil după nu știu, înălțare? Nu! Nici atunci! A trebuit timp ca să se vindece. Și mai văd o ironie. Cui se arată Hristos să-L înviat? Prima oară. Femeilor! Și apoi când îi spune, duceți-vă și spuneți și lui? Petru. Și lui Petru. Iarăși Petru e al doilea. El ar fi vrut să fie primul. Și atunci când fuge Petru și Ioan la mormânt, cine intră primă în mormânt? Ioan, iar e al doilea. Din nou și din nou este acea încercare de a-i drâma, de a-i suci, de a-l opri din această concurență. Și din nou spunându-i, vrei să fii mai mare? Slujește. Ia prosopul, pune-l pe tine. Stai pe genunchi la leghean, moaie-ți mâinile în leghean, pune mâna pe picioare în murdare fraților tăi și spală-le. Și Domnul să ne aștepte și noi să facem acest lucru în viața noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la sfârșitul serviciului din această zi minunată de duminică, zi în care am putut să mulțumim Domnul pentru mamele noastre, dar să-i mulțumim Lui că prin mamele noastre ne-a adus aici, în această turme, ca să slujim pe El. Tatăl nostru care ești în ceruri, inimile noastre sunt umplute de bucurie pentru faptul că am putut petrece această zi în casa Ta, în casa de rugăciune, unde am putut să aduce pe mâini de rugăciune nevoile noastre, bucuriile noastre, grijurile noastre și le-am pus la dispoziția Ta, le-am pus la tronul Tău și știm, Doamne, suntem încredințați că Tu, după voia Ta, le vei rezolva. Dar în același timp suntem conștienți de faptul că Tu ne vei dărui și momente de încercare. Doamne, Te rugăm, întărește-ne în acele momente. Da. Îți mulțumim că Tu vei fi cu noi, Tu nu ne vei lăsa, Tu nu ne vei părăsi, fiindcă Tu ne spui în cuvântul Tău, nu te teme, căci cu niciun chip nu te voi lăsa. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că noi suntem în mâna Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru modelul de mamă. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru mamele din viața noastră și pentru soții noastre, că le-ai chemat în această lucrare. Ai dăruit în familia noastră copii, dar le-ai dăruit și bucăți de lut care să fie modelate după chipul Tău. Doamne Iisuse, dă-le izbândă, dă-le înțelepciune ca să facă acest lucru spre slava și gloria Ta, știind că nu modelează doar oameni pentru această lume, timp și spațiu, ci le modelează împreună cu bărbații ei, oameni pentru viitor, oameni pentru veșnicie, creaturile Tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care a răsunat în urechile noastre, în sus și prin întrebarea minunată a Salomei. Doamne, noi poate nu avem acel curaj ca și Salomea de a cere aceleași lucruri, dar, Doamne, cerem aceste lucruri simple, copiii noștri apropii de Tine, Doamne. Cheamă-i în slujirea Ta, lucrează Tu prin ei, în ei și prin ei în această lume. Doamne, nu este un loc mai potrivit decât să fie slujitor în casa Ta și să fie la dispoziția Ta. Este unul dintre cele mai nobile lucruri pe care un om păcătos și iertat și născut din nou poate să le aibă, decât să stea ca ucenic la picioarele Tale, Doamne, și Îți mulțumim că noi avem partea cea mai bună, care nimeni nu ne poate lua. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, și pentru îndemnul de a nu ne teme. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, și pentru aceste dialoguri inconfortabile. Da? Adesea suntem și noi implicați în ele, provocați prin întrebarea, mă iubești? Doamne, ajută-ne în sinceritate și cu smerenie și cu umilință să recunoaștem acest lucru, că iubirea noastră pentru Tine nu totdeauna este sigură și asigurată. Mai sunt lacune, mai sunt momente în care uităm, mai sunt momente în care privirile noastre sunt atrase de alte lucruri, dar, Doamne, Îți mulțumim că în momente ca acestea Tu ne mustri, ne înveți, dar și ne mustri totdeauna să privim spre Tine. Amin. Și dacă astăzi Te iubim, este din cauza că Tu ne-ai iubit mai întâi și ne-ai dorit putere de a Te iubi constant cu o inimă înfierbântată. Te rugăm, ajută-ne la aceasta, că Îți cerem în numele drag și scump al Domnului Iisus Hristos și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Amin. Aș vrea să las un verset pentru dumneavoastră în timpul
pentru această săptămână din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem de plină încredere în ziua judecății. Amin. Amin. A Lui să fie slavă și gloria. Amin. Amin.